We started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I tell you. When I see you again. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars de pe acest canal. Probabil că deja ați văzut intro-ul, care este puțin trist, puțin mai mult trist sau cum vreți voi să-i spuneți. Da, am decis să fac acest episod pentru că a fost un moment de fair play din partea jucătorului Max de nota infinit, ca să zic așa, nota infinit. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți în continuare cu această serie de Brawl Stars. O să vă las și momentul în continuare, momentul de pe live, momentul de la început când ne-am învârtit ca să facem timul acela și până la sfârșit când el s-a dus în zonă și practic a murit și mi-a lăsat meciul gen drept respect pentru că l-am ajutat ca să ia locul 2 în acel meci. Ar fi minunat dacă am putea să distribuim acest episod în număr cât mai mare ca să... Dar depinde și din ce țară este el, vedeți voi că nu putem să apărăm la recomandate peste tot ca să apară să vadă episodul. Dar drept mulțumire am vrut să fac acest episod, nu știu care Max, pe unde o fi Max, în ce colț al țării, dar am decis să fac acest episod. O să vedeți tot meciul, imediat o să vi las ca să vă dați voi cu părerea și vreau să-mi spuneți imediat după ce-l vedeți, vreau să-mi spuneți dacă v-a mișcat măcar puțin și dacă a simțit acel lucru pe care l-am simțit și eu atunci pe live, momentul acela de, cum să zic eu, de mulțumire, de milă, de tristețe, în care te împrietenești cu cineva și după aceea efectiv rupi orice legătură și nu te mai joci absolut nimic cu el sau cum e cu prietenia sau în viața reală, când ai un prieten foarte bun din copilărie și după aceea mai târziu nici nu vă mai vorbiți sau nici nu vă mai băgați în seamă sau chestii de genul, cam așa s-a întâmplat și meciul ăsta, chiar dacă este doar un joc, este foarte scurt. Gândiți-vă că am mai făcut timp și cu alte echipe, adică cu alți jucători și efectiv te învârți, vrei să faci timp și vine pe la spatele tău și te bate, efectiv, te omoară. Exact ca în viața reală se întâmplă și jocul ăsta. Jocul jocului, dar și în viața reală la fel. Te împrietenești, zici că este fratele tău, este, cum să zic eu, ajutorul tău și după aceea el te face pe la spate cu altcineva sau te țepuiește, ca să zic așa. Bun, o să vă las acum cu momentul de pe live, momentul de pe live în care am făcut teaming și să-mi spuneți părerea voastră după aceea. Ce să mai zici în momentele astea? Sad face. Dar eu l-am omorât primul, mie mi-a arătat că eu l-am omorât primul. Cum naiba a fost asta? Mie mi-a arătat că l-am omorât eu primul. Că pot să dați și live-ul înapoi să vedeți. L-am omorât primul, mie mi-a arătat că l-am omorât primul. Și practic până la urmă tot pe locul 2 am ieșit. Ce mult atât folosești Nox. Mamă ce te rup. Mamă, mă ofticam dacă nu rupem. Da. Bine. Salut, George. Am 7 power, am și tureta. Și vine în bull. Îți mulțumesc, Max. Respect maxim. Asta înseamnă să fii fair play. Să faci timp
Și după aia să se omoare efectiv. Mulțumindu-ți, mulțumindu-ți efectiv că l-ai ajutat ca să ia locul 2. Respect asta, da, jucător. Respect maxim. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. Bun, deci cum v-am spus, chiar și acum după ce mă uit încă o dată și încă o dată, nu știu, parcă mă trece așa un fior, un fior de tristețe. Da, nu știu, părerea voastră vreau să o văd acolo în comentarii, deci scrieți în comentarii, eu o să notez fiecare comentariu cu inimioară, fiecare comentariu citit. Chiar dacă nu răspund pentru că sunteți foarte mulți, notez cu o inimioară cât că ați văzut la fiecare episod. Vreau să spuneți părerea voastră în comentarii, dacă și voi ați avut gen, nu neapărat în joc, în realitate ați avut un prieten în copilărie și după aceea nu v-ați mai înțeles sau nu ați mai vorbit absolut deloc după aceea cu el. Vă lăsați-mi părerea voastră în comentarii și părerea voastră despre meciul și despre teaming-ul cu Max. Dacă ați distribui episodul acesta, nu știu în ce măsură ar ajunge la acea persoană, dar poate cine știe cum o fi de prin Europa sau chestii de genul și poate să-l vadă. În fine, ca să nu fie episodul foarte scurt, m-am gândit ca să dau niște meciuri cu Pam, cu Pam efectiv, că v-am zis eu că este un caracter foarte OP și eu cred că Pam își merită un nerf foarte mare. Pentru că pe lângă faptul că are și heal-ul acela pe care o ajută, să zic așa, mai dă și damage foarte mare. O să încerc să fac push la 5900 și ceva pe episodul acesta, iar următorul episod o să fie doar cu Tara pentru a face 6000 de trofee și a deschide acest mega box. Deci stați pe aproape, următorul episod știți cu ce o să fie. Hai să dăm la showdown cu Pam, să dăm niște meciuri ca să nu fie episodul foarte scurt. Bun, haideți să dăm primul meci cu Pam, să vedem dacă putem să facem ceva. V-am spus, tactica nu este extraordinară pe Pam, trebuie doar să iei power cât se poate de mult, să stai de la distanță când e nevoie să pui și tureta aceea de heal. Chesturile, uitați-vă cât de bine dă chesturile, cu 150 diferență de HP la chest, aproape că îl și omoară, adică îl și pică chestul. Ok, picăm și chestul acesta. Sunt doi buli Angie, care nu știu dacă fac teaming sau nu. O să stau Cileanu, nu mă grăbesc. Cred că o să iau chestul ăsta. Ok. O să iau ambele chesturi. Power este cel care mă ajută pe mine la momentul de față. O să verificăm boscheții. Verificăm și aici. Nu este absolut nimeni. Ok, vedem un Shelly aici. O Shelly. Nu un Shelly. Bun, i-am dat câteva piulițe așa prin dinți. Și are încărcat viața, are decât 1 power, eu am 5 power, nu. N-are rost să mă grăbesc prea mult. O să dau și în Leon acolo câteva hituri, nu am prins. El de fapt îmi prinde niște hituri pentru care are rage-ul mai mare. Mai sunt 6 brawler în viață. Verificăm la fel boscheții, 5 brawler chiar. Ar trebui să stau eu aici la pândă. Că este Leon, sper să nu vină pe la spate să fie invizibil. Ok, ăștia vor să facă team și cred că deja au făcut team. Cred că deja au făcut timp băieții, băjeții grei. Ăștia bulu aici văd că nu prea au dat-o pe timp, dar l-am omorât. Eu mai sunt aia doi. Opa, Leona a omorât-o pe Jesse. Leona a omorât-o pe Jesse. Ah, ce m-am prins că era invizibil. Ce m-am prins băieți că era invizibil. Nu are nicio șansă, îl voi bate rău de tot. Ok, te voi lăsa, prietenul meu scump și drag. Te voi lăsa, pentru că n-ai nicio șansă, ai 2 power, ba la tine ca la covoare. Deci ba la tine ca la covoare. Stai acolo, prietenul meu. Stai acolo. Așa, că o să vină zona și o să-l presteze și tot trebuie să vină peste piatră. Tot trebuie să vină peste piatră, fără doar și poate. Mă, să nu fi devenit invizibil? Nu cred. Ah, ia uite mă frate, era invizibil, ești nebun? Ce-ai făcut scumpul meu? Leon? V-am spus că este un caracter foarte OP, Pam. Eu v-am spus. Bun, hai să dăm și celălalt doilea meci. Nu este nicio problemă pentru că nu știi pe unde vine și tu dai abilitățile și el se ferește. Și cum a venit, cum ți-a dat-o pe la spate. Ca să zic așa. Pe la spate, cum vor fetițele toate. Da, facem team, da, dar îmi lași mie chesturile. Da, facem team, dar îmi lași mie chesturile. Să ne înțelegem, chesturile sunt ale miele. Haide, așa, vino.
E, n-ai mai venit. De frică să nu te cardesc. Da, 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 facem timp, da, da, tăticu, da, da, da. No, lasă-te că pe tine nu, cu tine nu facem timp. Opa, opa, stai, 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 scuze, 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 scuze. Din greșeală, din greșeală am dat. Și s-a prins el că am dat din greșeală. S-a prins el că am dat din greșeală. I-am dat câteva... Aaaa, păi de ce ești bulangiu? De ce ești bulangiu? Ce vă spuneam, băieți? A, ce vă spuneam? Vedeți ce vă spuneam? Vedeți? Ce vă spuneam mai devreme? Că sunt mulți care vor să faci timp și practic ei te trag în țeapă și vin și te omoară când ți-e lumea mai dragă. Exact ce vă spuneam. Deci greu să mai găsești oameni care să fie de cuvânt și să trageți. Cum v-am arătat eu pe episodul ăsta? Mamă, a fost la fix, a fost pentru episodul ăsta, meciul acesta. La fix a fost. Exact cum vă spuneam, băieți. Exact cum vă spuneam. Vedeți? Vedeți? Mulți zic că fac timp, dar după aceea ți-o dau pe la spate când nici nu te aștepți. Ați văzut? Și v-am zis, cel meciul cu Max a fost un meci foarte, foarte, cum să zic eu, foarte mișcător. Nu neapărat mișcător, dar a fost puțin emoționant. Puțin emoționant meciul. Ok, am și tureta. De ce? M-am băgat ca nebun aici la mijloc. Adică la mijloc, m-am băgat la perete. De ce să mă bag la perete și să mă chinuie asta să dea cu pistoalele după mine? Verificăm boscheții, mai sunt 8 în viață. L-avem pe Bull în boscheți. L-avem și pe Ricochet, dar Ricochet are abilitatea încărcată. Are super încărcat. Bă, știi ce ar fi bine? Să fac eu timp cu Ricochet dacă vrea. Nu vrea. Lasă așa. Are și Colt. Și Colt are abilitatea încărcată. Mai sunt 8 Brawler în viață. Decât 8 Brawler mai sunt în viață. Bine, decât 8 Brawler, că sunt o grămadă, adică... Nici n-au murit bine. Ok, Ricochet l-a omorât pe Bull. Foarte interesant. A dat asta abilitatea? Colt? Da, da, da. Bravo, bravo. Bine, bravo. Încă 3 în viață. Cred că o să fie din nou o să fie din nou Leon. Trebuie să am grijă foarte mare. Uite, 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 uite. Ce v-am zis? Ce v-am zis? De asta m-am și băgat în boschete. De asta și m-am băgat în boschete. Wow! Ce naiba! Mamă, cât damage mi-a dat, băieți! Cât damage mi-a dat, wow! Dar vedeți ce v-am zis, stau liniștit pentru că o să fie Leon și o să fie invizibil. Și am stat liniștit și cum a venit pe mine, cum am sărit. Ia să vedem câte trofee am făcut. 5.889, o să fac 5.900, o să încerc să fac 5.900. V-am zis, Pemu e un caracter foarte bun, deci părerea mea e un caracter foarte bun. Dă damage foarte bine și de apărare, de apropiere. Dă și de distanță bine, are și tureta aceea care o ajută să-și reîncarce viața. E ce vrei. Deci e chiar ce vrei, părerea mea e chiar ce vrei. Din două hituri a picat chestul dacă ai power-up-ul. Dacă e power-up-ul. Chestul elebaz rapid. E tot ce trebuie și ce nu trebuie, băi. Deci, Pemu, pușați că merită. Merită să joci. Eu n-am pușat pentru că n-am avut încredere că e atât de OP. Dar chiar merită să pușați cu Pemu. Deci chiar merită să pușați cu Pem. Eu de multe ori sunt foarte agresiv. Și cu tot cu agresivitatea mea mă ajută foarte mult pe Pem. Deci cu tot cu agresivitatea mea. No, nu mă bag la mijloc, că la fel fac aceeași prostie. Mă bag la mijloc și mi-au bătaie. Mai bine nu-i las eu pe ei să se bat. Mădăline bună, au luat cătie tata. Mamă, prea mulți leoni. Prea mulți leoni. Mai e unul aici, bă, dă-l încolo, 3 leoni și un spike în meciul ăsta. Ce naiba! Fai de cap, bine că l-am omorât pe ăsta de aici. Bine că l-am omorât pe ăsta de aici.
Too much, Leon! Da, 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 haide, 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 pumnii mei minte n-are. Fuck. Pumnii mei minte nu are, da, eu moare. Da. Next level, română. Bun, am luat un trofeu. Să dăm și ultimul meci de pe acest episod, sper să fie cu win, dacă nu măcar cu locul 2 sau locul 3. M-am băgat pe telefon pentru meciul acesta pentru că ce mă jucam de pe emulator pierdeam meciurile, ieșeam cam primul și am pierdut din rank, din trofee. Le-am pușat eu off-camera la loc. Hai să luăm chestul ăsta de aici, chestulețul. Trebuie să luăm cât mai mult power ca să putem face față. Nu știu de ce cauză off-camera câștig meciurile pe toate și pe live-uri la fel. Și când filmez și când vorbesc foarte mult, le pierd. Nu știu care să fie situația și nu știu care să fie, nu știu, cauza. Dar probabil că mă și grăbesc și asta o să fie, nu știu cum să zic eu. Facem timp cu Colt? Oare vrea Colt să facem timp? Da, hai să facem timp. Dar sper să nu vină asta, să-mi dea cu abilitatea peste cap. Nu, no, că a fugit. Lasă așa. Sper să fac treabă cu Colt. Cu Nea Colt. Nea Colțan. Și dacă e cineva pe aici prin boschez, nu-i băgat absolut nimeni. Ok, ăia văd că se bat. O să intervin și eu. Opa, opa. Cer scuze, am dat din greșeală cu auto-aimul. Nu știu, mă oftică rău de tot auto-aimul ăsta. Sincer să vă spun. Ok, perfect, am luat eu power-ul. Băi, ești nebun, mi-a omorât colegul. Ce trist. Ce trist, băieți, că mi-a omorât colegul. Eu acum trebuie să fac timp cu alt coleg. Bine, ce coleg? Cu Bull ar fi imposibil să fac timp. Mai avem un El Primo, un Bull, ce acolo? Daryl. Foarte interesant, cred că o să pică pe Daryl ăsta. Perfect. Mai sunt 5 brawler în viață cu Mortis. Da, mă, uite, pe Mortis îl las. Îl las, că e frate meu. Avem și un El Primo maxat, iud. Deci ăla El Primo de acolo cu 5 power maxat. Cred că o să-i las eu pe ei doi să se bată și după aceea o să intervin eu. Nu știu ce să zic. Oricum a fost un match ok. Ăsta este aici și El Primo maxat. Ăsta Bull aici cu 5 power. Nu știu ce să zic, băieți. Chiar nu știu ce să zic. Uitați-vă și voi, gata. Deja talent. Talent mare s-au pus pe mine amândoi. And his name is John C. Ăsta mai e și maxat și mai are și 5 power. Nu mai are niciun șansă. Și power 10 pe caracter și 7 energii. Asta a fost. Am făcut 347 rang, 5888, 5888. Totuși hai să nu terminăm episodul cu 5888. Mai dăm un match, chiar dacă nu facem mare lucru. 888 nu mi inspiră mare încredere. Tot la fel, trebuie să stăm chileanul, luăm 2-3 chestulețe. După aceea așteptăm, nu ne grăbim, nu ne ducem la bătaie pentru că da, contra Bulls, Shelly și așa mai departe, nu ai nicio șansă. Ok, luăm chestulețul ăsta de aici. Mai luăm unul dacă se poate și dacă ne mai lasă golanii. Ia uite, Bull din nou. Ok, hai că ne lasă Bull și se duce pe mijloc. Bull ăsta nu ne mai lasă, a vrut să vină peste noi, dar nu, nu a avut nicio șansă. Cred că o să-i luăm chestul lui Piper. Da. I-am luat chestul lui Piper, dăm și aici. Ok, Piper încă dă câteva hituri frumoase noi. Bun, am fugit, am luat 4 power. Stau liniștit acum. Cam asta este tactica, trebuie să iei mult power ca să fii sigur că poți să faci ceva pentru o bătaie, să zic. Ai luat 4 power și după aia stai în apărare, vezi ce se întâmplă, ce brawler sunt, care cum se bate, mai intervii și tu din când în când. De multe ori e nașpa când te bagă pe tine la mijloc și vin, dau exemplu, 2 Bull pe tine sau 2 Shelly. Atunci e foarte iurea și nu mai ai ce să mai faci. Dar în condițiile astea cum sunt eu acum e ok. Cu 4 power și 9 brawler left. Ok, am dat aici, am luat 3 power. Bun, vedeți ce vă spuneam. Când e nevoie să intervii la bătaie, ai intervenit și tu. Cred că pe Bull ăsta o să-l omor. Bun, perfect. Trebuie să am grijă la Piper. Până aici decurge foarte bine meciul. Ok, a ratat Piper abilitatea. O să fac... Aoleu... Trebuie să-mi încarc viața neapărat. Vedeți? Asta este... Vedeți ce vă spuneam? Problema mare că ăștia vor face timp și se vor pune pe mine. Dar eu nu o să o las pe Piper.
Nu e bine. Autoimun ce a făcut. Vedeți, problema cea mare. Au făcut ăștia doi timp, s-au pus pe mine pentru că m-au văzut mare și m-au luat din două părți. Eu am pus tureta, dar nu m-a ajutat foarte mult. Și acum vă puteți da seama și voi, bulangeala aia maximă, Blanaos. Bun, cam asta a fost și episodul, băieți, nu-l mai țin pentru că lungim foarte mult. Mersi mult de susținere și mersi mult că sunteți alături de mine la fiecare episod și cu fiecare like în parte mă ajută enorm de mult. Nu uitați de butonul de abonare și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!